Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălași, doctorul Mircea Martin, atrage atenția că în zilele călduroase, proprietarii de animale trebuie să le asigure acestora apă și hrană de câte ori este nevoie. De măsurile obligatorii pe care trebuie să le aplice toți crescătorii de animale în perioada caniculară a verii, vreau să vă spun că măsurile sunt aproximativ aceleași pentru toate categoriile de animale. Sigur că în mod particular vizează toți crescătorii de animale, atât în sistem extensiv, cât și fermierii. Legat de măsurile obligatorii pe care fermierii trebuie să le adopte în aceste ferme de animale, din toate speciile, sunt cele legate de asigurarea unor condiții optime de adăpostire a acestor animale, de ferirea lor de către razele ultraviolete și expunerea directă a razelor solare, asigurarea unui sistem de ventilație corespunzător pentru o primenire corespunzătoare a aerului, de asemenea asigurării unei surse potabile de apă și asigurarea necesarului de apă la nivelul fiecărei specii în parte. Și în ceea ce privește transportul animalelor, trebuie respectată o serie de reguli stricte. De asemenea, o problemă importantă pe perioada caniculară o au și transportatorii de animale autorizați sanitar-veterinar, atât cei care transportă pe scurtă durată, respectiv până la 6 ore, și cei de lungă durată peste 8 ore. Aceștia trebuie să aibă mijloace auto care au un sistem de ventilație corespunzător, să verifice aceste sisteme în permanență și să aibă asigurată sursa de apă necesară pe timpul transportului. De asemenea, este indicat ca aceste animale care sunt transportate în diferite destinații să se facă rapid, nu în timpul zilei, să se încerce să transporte animale dimineața și seara pentru a evita stresul termic acestor animale.